Invitatul meu de astăzi e cu certitudine una dintre vocile uriașe ale muzicii românești. Plin de viață, temperamental, extrem de direct și de popular, nu se sfiește să expună public păreri care stârnesc controverse. A cântat într-o trupă rock faimoasă, care s-a destrămat zgomotos, are o casă într-o poziție de top a Bucureștiului și pasiuni care ocupă o bună parte din timp. A căutat iubirea și a găsit-o. Are un băiat cu care se mândrește, iar actuala lui parteneră de viață este celebră la rândul ei, cântă super bine și o voce cunoscută la radio. Dragi prieteni, în platoul nostru se află vulcanul Tavi Colen. L-am cunoscut pe pacostea asta de Alin, fiind în regie, stătea și tot în regie, tot pe la niște fete. Arată un cânt, deci traforaj viteză se cheamă. Alin Oprea, eu l-am condamnat la uitare. Și așa aș vrea să rămân. Asta e de suflet? Nu, e greșit. E greșit? Nu e deloc de suflet asta. Păi cu iertatul, cu astea, de suflet. Cu iertatul cred că se ocupă Dumnezeu. Eu n-am căzut de undeva, de într-un raft, de pe la jumătate, așa, și m-a durut și m-am sculat și am plecat. Etaj, nu, eu am căzut de sus. Și când m-am trezit într-o dimineață, că nu mai avem absolut nimic. Număram câte fi să avem, să vedem dacă în vitrină la ne ajung banii de două banane sau doar de una. Ți-a plăcut prezentarea, Tavi? Asta cu vulcanul m-a dat peste cap. M-am gândit de aia, m-a și pus, m-a era pus puțin și plânsul. Și ziceai uraganul. Plânsul, râsul. Uraganul Tavico. Da, pe vremuri era mai... Tindeam să mă transform în uragan. Acum m-am mai cumințit, pentru că m-am liniștit și am hotărât de ceva ani să mi-acord timp mie personal și familiei. Pentru că nu prea am avut timp pentru mine și... Am zis așa, ia stai să nu mai fiu eu uragan, acum sunt doar un vulcan. Vulcan. Și îmi e foarte bine așa, pentru că am găsit echilibrul în familia mea și în trupa cu care cânt, pentru că sunt și prietenii mei și suntem așa ca într-o familie mărită și e foarte ok. Dar ce te-a temperat, practic? Care a fost acel element care a venit și ți-a dat liniștea? În primul rând, nașterea unui copil, acum 15 ani, m-a făcut, dar fără să vreau, nu știu de unde vine chestia asta, pentru că de undeva de sus, motocicleta mea nu mai prindea 120, prindea doar 60. În mașină, atunci când aveam copilul cu mine mai mult de 100 la oră, nu prind deloc, nu prind niciodată, nici pe autostradă. Chiar și acum mă roagă, el îmi spune, așa fac o mică paranteză, da hai odată că ajunge mâine, să zic, băi, nu pot să merg tare, nu știu de ce. Așa. Am început să fiu atent la copii, să le fac cadouri, să îi ajut la diferite acțiuni din astea pentru copiii săraci, pentru copiii bolnavi. Am început să fiu foarte atent la bătrâni. Nu știu, cumva te-ai oprit din tumultul ăla al vieții Eu cred că am avut o viață frumoasă, dar prea... Comprimat așa, cu prea multe... oricum, acum câteva zile am împlinit 55 de ani și am scris pe pagina... Am scris pe pagina mea că îi mulțumesc vieții pentru ce mi-a oferit până acum, lui Dumnezeu pentru că mă ține sănătos, și familiei mele pentru că mi-a dat un echilibru foarte stabil, foarte așezat. Ce planuri ai pe viitor? Vai, dar am foarte multe planuri. Ce ții neapărat să se întâmple în viața ta? În primul rând, am început niște chestii din astea în viață acum câțiva ani. Și unele investiții pe care vreau să le duc la bun sfârșit. Mai am niște lucruri pe care încă nu le-am terminat, începute de mult. Mai am un album de terminat.
De ceva vreme, un an sau doi, așa îmi spune Emma că parcă și-ar dori un copil și ea. Urma să ajungem și la întrebarea asta. Deci așa aș mai avea de treabă dacă mă ai multă treabă. Da, multă treabă. Da. Dar vreau să începem așa cu a ta copilărie. Ai fost pasionat de muzică încă din copilărie. Nu, așa am citit pe ca internet. Să spunem mai exact, nu am fost pasionat pentru că nu știam ce să mănâncă muzica. Am niște părinți foarte simpli, foarte oameni din popor, așa aș putea să spun. Și și-au dat seama, plecând de la țară, ei au plecat de la țară, s-au mutat la oraș cu serviciul, mă rog, în fine, și m-au făcut pe mine și pe soara mea și și-au dorit foarte tare, deși nu erau niște oameni foarte educați, cu școli, cu facultăți, așa. Dar și-au dorit foarte tare ca noi să nu devenim niște oameni mediocri sau niște oameni prea... Adică să reușiți ceva în viață. Să reușim ceva în viață și au observat, fiind foarte, așa sunt și eu foarte atent la fimiu, au observat de mic, aveam niște chestii de astea, înclinate spre, desenam foarte bine, cântam, dar cântam fără, cum să spun, de asta spun eu la foarte mulți artiști și mai ales la cei tineri acum, că ar trebui totuși ca Dumnezeu să treacă puțin așa cu aripa peste fruntea ta, să te atingă puțin, măcar puțin și restul înseamnă foarte multă muncă. Și eu am impresia că de mic, așa îmi spuneau părinții, că de mic făceam chestii care nu cred că nu-și imagina că un copil poate să le facă. Aveai o creativitate. Nu. Uite, să spun așa o întâmplare pe care o țin, mi-o aduc aminte. Aveam 6 ani și la ziua verișoarei mele, părinții ei au cumpărat o chitară. Eu nici măcar n-am mai văzut o chitară până atunci. O chitară pentru copii. Și la un moment dat m-au surprins în cameră, deci într-o cameră, m-am retras într-o cameră cu chitara. Și după nu știu câte ore, i-am observat că ei mă urmăreau. Eu cântam niște cântece, lălăiam niște cântece pe chitară, dar foarte coerent. Și și-au dat seama că am ceva. Măi, copilul ăsta trebuie să-l ducem la școala de muzică, la ceva să încercăm cu și el. Și te-am înscris la o școală. La școala populară de artă, de fapt școala de muzică de la 1-8 ani, din Târgu Jiu, la pian, da, vioară și canto. Ca multe, dacă mă întreb pe mine așa deodată, la 6 ani ai mei. Și le-am făcut pe toate până am terminat liceul. Așa ai ajuns în marea finală a concursului Cântarea României, asta am găsit în clasa 5-a. În clasa 5-a am câștigat, Dumnezeu să-l odihnească pe profesorul de atunci, Viorel Gâlbaciu, un om de mare cultură, păcat. Păcat că s-a dus așa de repede. Un om de mare cultură în Târgu Jiu, deci omul era un munte de cultură. Și a fost foarte atent, era foarte drastic în a selecta copiii. Și a făcut o formație la care eu eram cel mai mic dintre toți. Și eram solistul vocal. Și în clasa 5 am câștigat Festivalul Cântarea României pe România. Da. Știi care e chestia asta? Cam cum ai câștigat acum Cerbul de Aur. Cam ceva. Și ce a însemnat genul asta pentru tine? Ai realizat succesul pe care l-ai înregistrat? Nu, eram. Dar părinții și-au dat seama. Și eram un copil foarte libertin, așa. Nu putea nimeni să mă dreseze, nu putea nimeni să mă... Să mă țină sub control. Făceam tâmpenii, bine, tâmpenii de copil. Și acum îmi spune fimiu, fac chiar o paranteză, auzi? Eu n-am făcut nici 2% din prostiile pe care le-ai făcut tu. Și tu te iei de mine că fac nu știu ce, că greșesc. Zic, mă iau de tine pentru că nu vreau să repeți greșelile mele. În fine, am ajuns într-o formație. Heavy Tone se cheamă, da, la Casa asta, de Cultură. La din, Târgu Jiu. La Tineretului, Casa de Cultură a Tineretului. La 14 ani, iară, spectacol, iară. Deci cântam și ca să vezi că aveam așa eu o chestie cu muzica, numai că eram foarte greu de strunit. Eu nu cântam decât când voiam eu. Deci erai un geniu. Da, da. Nu, era puțin zgubilitic, dacă mă întreb. Deci erau spectacole pentru ziua orașului sau cum se făceau atunci, tot felul de... Se chema manifestări artistice. Așa. Și noi fiind la Casa Tineretului, pe cine cădea pleașca, hai, adă formația să cânte la baluri, la spectacole și așa mai departe. Și nu cântam, dacă nu eram într-o stare bună sau într-o, nu știu, cred că aveam eu vreo pleazdă, ceva. Refuzai să cânti? Da! Și directoarea îmi spunea, doamna Brânzan,
Doamne, ce oameni au fost în viața mea. Am primit îndrumare de la niște oameni enormi în viața asta și le mulțumesc. Din ce îmi povestești, ai avut o copilărie frumoasă, dar a fost grea? Ai avut parte de lipsuri sau ai avut o copilărie îndestulată? Mi-aduc aminte că pe vremea aceea erau lipsuri. Nu știu, cred că tu erai foarte mică sau nu știu. În ce? Dacă îmi spui anul, dacă ai prins aproximativ? În 80, anii 75-80 nu erai. În 84 m-am născut. Deci erau lipsuri pentru că așa erau vremurile. Stăteai la rând, mă trimitea mama la 7 dimineața, să mă scol eu la 7 dimineața, era nenorocire. La 7 dimineața mă trimitea la rând la lapte și ca să vezi că aveam o problemă pe vremea aceea și nu eram zgubit, lăsam coșul ăla cu sticlele de lapte la rând, mi-l puneam între oameni. Și eu tot mai plecam pe la vreun vecin care avea porumbei, care mă duceam pe la cineva să furăm niște roșii, să mâncăm. Deci aveam alte probleme. Veneam la rând și erau ultimele sticle ale mele. Oricum lumea plecase de mult de la rândul de lapte. Și trebuia să stai la rând, aveai pâine pe rație. Deci erau lipsuri, pentru că așa erau vremurile. Dar părinții erau duri cu tine? Maică-mea nu. Maică-mea... Eu cred că am avut o mamă genială, aș putea zice. Deși nu era pregătită. Te-a înțeles? A înțeles foarte multe lucruri, maică-mea. Latura asta ta zgubilitică? A înțeles, dar totodată a fost foarte corectă și mi-a spus că la un moment dat trebuie să te maturizezi și să-ți iei viața în piept și să trebuiască să-ți câștigi existența, pentru că nouă este foarte greu. Și la 14 ani mi-aduc aminte, că vorbeam de lipsuri mai devreme. La 14 ani eram în clasa 8-a și în vacanțe toți copiii de pe strada mea aveau biciclete. Și tu nu aveai. Eu nu aveam. Și taică mi-o pot spune, băi, strâng bani să-ți iau haine pentru la iarnă. Sau avem rate la mașină. Sau uite, construiesc la țară, vreau să construim o casă la țară de vacanță, să ne ducem acolo, că avem și acum avem domeniu foarte mare la țară. Și îmi spuneau că asta cu bicicleta o lăsau mai pe... A capătul listei. Da. Și țin minte că la 14 ani m-am dus cu toți copiii de pe stradă la fabrica de legume-fructe, întreprinderea de legume-fructe. Și ce făceam? Sortam mere, cădeau fructe sau roșii sau legume, sau cădeau pe banda asta. De... Da. Și am țin minte că am avut primul meu salariu în viața mea, legat, că cu acte cum ar veni. Ne angajau zilieri acolo și am avut primul meu salariu 1400 de lei. Asta ar însemna acum 1400 de lei, 14 milioane vechi, adică 1400 de lei de acum. De acum. Și ai putut în să dimineața a doua nu m-am dus la serviciu, m-am dus și mi-am cumpărat bicicletă. Dar ai învățat... Și am mai lucrat o lună, așa. Deci vacanțele țineau 3 luni atunci vara. Da. Și am mai lucrat o lună și ce crezi tu că am făcut? Am plecat cu toți copiii ăia care sunseseră în bani, la mare. La mare. Eram cel mai, mic dintre toți. Nu. Cel mai mic, nu-ți imagina, cel mai mic, dar cel mai înalt. Adică, așa. Ca vârstă. Ca vârstă eram cel mai mic și am plecat la mare. Și pe vremea aceea nu erau telefoane. Știi cum a stat mama mea 10 zile? Da, a știut că pleci? Da, a știut, nu m-a lăsat. Norocul meu că era plecat într-o delegație. Și am plecat profitat. Cu copiii cu trenul, cu nașul, că așa se mergea, 10 lei de fiecare la naș. Și am plecat la mare 10 zile. Ne fiind telefoane mobile ca acum. Nu pot să-mi imaginez ce era deși în sufletul mamei tale. Deși pentru fiul că nebunesc, nici acum nu există telefon mobil, pentru că nu răspunde niciodată la telefon când pleacă. E ca și când eram eu atunci, pe vremea aceea, dar noi măcar nu aveam telefoane. Da. Și mama mea a stat 10 zile nedormită. 10 zile ai stat la mare? A stat ce o face copilul meu la mare. Am crezut că ai plecat pentru 3 zile. Păi i-am zis că plecăm 4 zile. Și s-a lungit treaba. Și s-a lungit până la 10 zile. Ai făcut și armata. Hai de cap. Cum a fost în armată? Ți-a plăcut? Nu. Nu știu dacă există vreun băiat sau vreun bărbat care a făcut armata și că după armată devii bărbat în mod sigur. Nu știu dacă există vreun bărbat care o să spună, da mă, mie mi-a plăcut armata. Ți-e frică de război? Având în vedere situația în care trăim. Este foarte frică de război, ca să fim bineînțeleși. Nu cred că... Eu sunt și vânător, printre altele. Și am făcut armată. Și știu cum e să tragi cu absolut tot felul de arme, pentru că am fost pasionat, sunt pasionat de arme.
Adică știu să trag foarte bine cu absolut orice fel de... Am tras și cu mitralieră antiaeriană, care sunt 4 țevi. Nu știu dacă mai sunt acum în armată, dar sunt 4 țevi și un scaun. Și trăgătorul stă în scaunul ăla și se învârte. Are o pedală la picioare, se învârte de jur în 360 de grade și trage după avioane. Poate să tragă după avioane. Bine, nu-ți imagina că avioanele de pe vremea aia puteai să le nimerești. Astea de acum nici nu le vezi. Am făcut armată și am tras în poligon cu absolut toate armele. Eu știu despre cum se trage cu o armă. Și când a început să-mi dea mie cineva acum o armă așa, în mână și să o să fii nevoit să tragi într-unul. Pentru că și ăla trage, ăla trage să te omoare și va trebui să te ape. Dar să-mi dea mie cineva cu o armă și să-mi dea cartușe să zic, trebuie să-l împuși pe ăla. Eu aș nebuni. Deci înainte de toate aș nebuni. Eu știu cum se trage cu armă, repet, și știu ce ravage face un glonț. Și știu ce ravage face o grenadă sau un tun. Am tras cu tunul, adică chiar am făcut armata la vânători de munte, la infanterie. Cea mai grea armată pe vremea aceea din România. Nu știu cum naiba am avut eu norocul ăsta, dar mă rog, asta e. Și am învățat foarte multe lucruri. Știu să conduc absolut orice fel de vehicul. Eu am carnetul, permisul de... Am făcut școala de șoferi în armată, dar nu era o școală de șoferi. Era o școală... Am făcut-o 8 luni. Și nu era o școală de șoferi pur și simplu. Trebuia să învățăm mecanica auto, mecanica utilajelor care se pun pe mașinile de luptă. Trebuia să știi să repari, să șeniile. Da, da. Adică făceam de toate. Și am învățat și am permisul de conducere absolut toate categoriile. Eu îi spun abecedar. Am A, B, C, D, E, F. Dacă te întreb acum, nu știi pentru ce este F. Categoria F. Ce spune? Pentru tractor rutierist. Știi că tractoarele merg pe câmp. Pe câmp, da. E, cum te duci cu tractorul până la fermă? Pe unde e? Pe drum normal. Exact. Ca să mergi pe drum trebuie să ai alt... categoria F. Da, alt permis. Da. Vai, vai, da. Nu știu ce am asta. Da. Deci am categorii de permis pentru absolut toate categoriile. Știu ce înseamnă armată și știu ce înseamnă și văd la televizor cum mor astăzi. Deci mie nu mi se cred că în secolul 21 sunt oameni care trag cu rachete sau cu pușca și omoară alt om. Mie nu vine să cred. Dar când a început războiul, cum ai? Te-ai speriat? Am nebunit. Te-ai gândit să pleci din țară? Că unii oameni au făcut acest pas. De teama războiului. Încă nu m-am gândit să plec din țară, dar cu siguranță nu m-aș duce la război. Deci nu știu. Nu cred că... Asta cu plecatul din țară... Nu știu. Nu... N-a fost luată în calcul de noi, dar... Pentru copilul meu aș pleca din țară. Adică n-aș vrea ca acest copil să vadă ororile alea care se întâmplă în război acum, în Ucraina. Deci mie nu vine să cred că sunt oameni acum care împușcă un om. Așa că i-a trimis un dement. Du-te acolo, împușcă-i pe aia și câștigăm războiul. Pentru ce? Adică nu înțeleg faza asta. Nu mai vorbesc de civil. Știi că... Ce mă deranjează pe mine cel mai tare la războiul ăsta? Vorbesc de lucrurile simple, da, de la nivelul nostru de înțelegere. Ce mă deranjează cel mai tare? Bă, da, mă deranjează că mă enervez la maxim. Adică, știi, rușii omoară civili. Hai, pe bune! Dar soldații aia pe care îi împușcă, soldații între ei, nu sunt tot oameni? Cum adică? Deci toată lumea e opărită și ofuscată. Că mor civili. Dom'le, au murit civili. Ok! Da, au murit civili. Și soldații? Tot oameni sunt. Nu sunt tot oameni? Cum adică știți că armata rusă a împușcat civili? Și soldații ăia din armata, vorbesc de soldații din armata rusă, pe care copiii aia, pe care Putin i-a trimis să moară, aiurea în tramvai. Copiii ăia ruși, eu vorbesc de copiii rușilor acum. Da. Și de bărbații ruși. Ăia nu sunt oameni. Dar de ce trebuie să moară? Iar acum, cu mobilizarea, au venit și oamenii în vârstă, săraci, adică... Acum, cu mobilizarea, au venit oameni care probabil au alte probleme în viață. Sunt foarte amărâți, sunt needucați, înțeleg că vin din Ținutul Aran spre Asia, unde trăiesc prin sate, nu știu nimic, nici măcar nu știu unde se duc. Exact. Da, mă rog, asta nu e discuția noastră. Da. În București, cum a fost? Când ai ajuns în București, cum a fost viața? Ca să spun că am avut o mamă atomică. Așa. Și spunea mamă atomică.
că și cu sora mea s-a purtat la fel, adică a pus-o și pe sora mea pe orbită să graviteze. Te înțelegi bine cu sora ta? Foarte, suntem nedezlipiți. Deși ne băteam mici. De când eram mici ne băteam ca și Curie. În fine. Într-o seară, era după Revoluție. Eu mai câștigasem niște premii pe la spectacole, pe la festivaluri, pe la... Am fost cu formația cu Heavy Tone, am câștigat la Buzău. Era cel mai prestigios festival de rock. Și am luat acolo un premiu, premiu 2, parcă ceva de genul. În fine, cântam, aveam spectacole, eram așa o mică vedetă prin oraș pe acolo, pe la Târgu Jiu. Și într-o seară ne uitam la festivalul Mamaia. Încă mai era, după Revoluție, chiar în primul an. Încă mai era festivalul Mamaia. A mai fost încă niște ani buni. A mai fost până acum, da, de curând, 10 ani, cred că, până așa. Și la festivalul ăsta mai cântau tot felul. O Tabiță, Demișan, nu mai știu, Laura Stoica, Dumnezeu să o odihnească. O grămadă de artiști care erau în vogă la vremea aia și cântau la festivalul. Și mama ta a avut o idee. Stai să spun cu mama mea, că de asta spun că mama mea era atomică. Eu acasă cântam, mai făceam câteodată repetiții acasă, aveam o stație și cântam în camera mea. Aveam camera mea separat de ea, dar totul se auzea până afară. Și mai erau puși de ăștia care stau pe la poartă și ascultau ce repetam eu. Și pe vremea aceea eu cântam Europe și Judas Priest. Și cântam eu pe acolo, the final countdown, și cântam eu pe acolo. Și maică mea știa toate piesele de la Europe, pentru că numai asta ascultam. Și dacă plecam la țară, la Pules de Vie, puneam o casetă cu Europe. Și maică mea știa toate piesele. Zice, auzi, dar la piesa asta a cântat prea lent, prea... Deci, maică mea care n-avea nicio treabă cu muzica. În fine. Și cum stăteai așa de... Ascultam noi la festivalul ăsta, Mamaia, să vedem ce se întâmplă. Îmi zice, auzi? Deși îmi rup eu din suflet așa, ca să-mi trimit copilul de acasă, aș vrea să te ajut. Dar uite așa, mama mea, deci nu uit, eram îmbrăcat într-un capot albastru și mi-a explicat, în timp ce la televizor era festivalul Mamaia. Ar trebui să te duci la București să le arăți cum se cântă. Wow. Maică mea, care n-avea nicio treabă cu muzica, ci doar învățase Wisneck, ascultam, deci știa Wisneck, ea nu știa engleză, dar cânta Wisneck după mine, prin curte, cânta unul la unul cu ce auzeam la... Erau casete pe vremea aceea, aveam casetofoane. Și mi-a zis, trebuie să mergi la București. Zic, mama, dar mă duc la București și ce, unde mă duc, ce fac eu acolo? Nu știu ce faci, dar trebuie să te duci să le arăți cam cum e cu cântatul. Deși, ți-a zis, mama nu avea studii, nu, doar își dădea cu părerea de pe margine. Și și-a rupt din sufletul ei, a strâns bani, a mai pus și eu niște bani și am plecat la București. Și la București, ce să vezi, se făceau înscrieri la facultățile de drept, de psihologie, erau facultăți private. Și mi-a zis maică-mea, bă, știi ceva? Eu am dat examen odată la facultatea de medicină veterinară, pentru că eu am făcut liceul de veterinar. Sunt tehnician. Și voiai să... Da, sunt tehnician, am lucrat. Șef de fermă, dacă poți să crezi așa ceva. Cred așa ceva, fost, nu știam, da, asta. Am lucrat la fabrica de lapte din Târgu Jiu, la controlul, mă rog, nu știu cum se cheamă, avea o denumire de asta ciudată, controlul laptelui. Deci calitate, probabil. Așa, controlul calității laptelui. Și eu trebuia să iau probe, trebuia să... Deci eram... Îți plăcea maxim, cred. Nu-mi plăcea deloc. Astăzi. Deci, în fine, da, trebuia să am un serviciu ca să... Da. Mă întrețin. Și îmi plăcea să am și, fiind foarte independent, îmi plăcea și să am banii mei proprii. Și ai mei și acum trebuia să-ți împaci pasiunea și cu munca. E, uite că am venit eu la București așa, am ajuns pe la... Deci, dacă spun ceva, o să râs cu lacrimi. Deci m-am dus la poarta televiziunii și zic, eu vreau să ajung la școala vedetelor, la TVR. Așa. Că îi vedeam pe ăștia, Geambașul, nu știu cine mai era. Și cu cine ai vorbit la poartă? Nadin. Nu am vorbit cu nimeni, ieșeau oamenii în televiziune. Și tot le spuneai. Ieșeau pe poartă și zic, nu mă spăreați, cum pot să ajung la redacția asta, Școala Vedetelor? Și aia se uitau la mine, nu știu, domne, că eu sunt electrician, habar, n-am. Mai ieșea unul, nu mă spăreați, deci pot să ajung la școala Vedetelor? Nu știu, și apare o doamnă. Auzi?
Eu lucrez la școala, la redacția de la Școala Betelor, dar n-am niciun rol important pe acolo. Sunt așa, mă ocup eu, uite, dar o știu pe cineva, pe doamna Narcisa Manoliu. Așa. Era soția, fosta soția da. Domnului Manoliu, care este foarte, un om important în TV. Și zice, o știu pe dânsa, dacă vrei, poți să o sun. Vă rog frumos, ajutați-mă. Am ajutat Narcisa, uita Narcisa la mine. Și vrei să cânti, da? Și cânti, da. Mamă, ce mișto. Și ai ceva, vrei imprimare? Că duc eu domnul Titus Munteanu. Nu. N-am, că eu de unde am, că n-am imprimă de la Târgu Jiu, de unde să imprim imprimă. Zic, dar poți să-i cânt așa cu chitara. S-a uitat la mine, zic, băi băiatule, stai să-ți explic, aici e altă lume, aici e altă treabă. Dar vină mâine dimineața, că se întâlnesc toți ăștia de la, așa, de la, la 9 dimineața, se întâlnesc toți cei de la Școala Vedetorilor cu Titus Munteanu. Și încerc să te bag acolo să zici ce vrei să spui. Ah, perfect. Vin la 9, mă înființez la 8. Eu eram la poarta televizor. Apare Narcisa, se grebea. Hai repede, hai după mine, hai după mine. Am urcat pe acolo, prin TVR, prima dată când am dat în TVR în curte. Mă uitam ca la cei care am ajuns la New York. Extraordinar, la, da. Da. Am intrat acolo, intru înăuntru, mă pune pe un scaun și stai aici. Îi spune lui Titus, cred că i-a spus de 17 ori, că tot uita. Adică uita, se lua cu ăștia. Altă treabă. Ăia cântau pe acolo, lălăiau, era despot de la Vița de Vie, erau, mai știu, erau o grămadă. În fine, și cântau ei pe acolo, nu știu ce făceau, repetau niște, făceau planuri despre o emisiune. Eu într-un colț, la la la, lu, bi bi bi, bu bu bu. Stăteam acolo și asta tot îmi făceam, stai că i-am spus, o să vină. Ca să nu lungim povestea, într-un final vine Titus Munteanu la mine. Salut tinere, ai ceva să-mi spui că sunt cam grăbit? Zic, păi da, că m-am așteptat, eu cu tupeu, păi v-am așteptat 2 ore aici, normal că sunteți grăbit, am stat până s-a terminat emisiunea și aș fi rușios să vorbesc cu dumneavoastră. Da, uite, când așa sunt în trupa, am început să mă laud eu pe acolo că sunt frumos, înalt și deștept, în ghilimele. Și blond cu ochii albaștri, da. Blond cu ochii albaștri și că eu cânt. Și a zis, a, și ai ceva că pot să ascult dacă ai vreo imprimare. Zic, n-am ce imprimare. Și iau lui Despot chitara de mână. Că Despot avea o chitară, stăteam în fotoliu cu picioarele în sus și se juca la o chitară. Și iau chitara de mână și am început să cânt. Ce știam eu mai... Eu l-am, cred că l-am cucerit cu piesa Knocking on Heaven's Door de la Guns N' Roses. Knocking on Heaven's Door. Puteau să cânt acolo cu liniște totală. Și eu eram în filmul meu, eu nu... probabil că mi-o mai fi zis de câteva ori, bă, mai oprește-te, gata. Eu cântam, nu treaba mea, eu demonstram, aveam demonstrații. În fine, am cântat eu pe acolo și zice, au început să mă aplaude puștii ăștia de la, mamă, ce voce are asta, mamă, băi, băiatule, tu de unde ești? În fine, Titus Munteanu, calm, așa zice, da. Tu ai o voce extraordinară, câți ani ai? Și am zis pe acolo, cam 20 și ceva de ani. Da, și... Da, locul nu... Eu eram rocker, aveam părul până... Adică era părul ondulat și până da, la... Da, da, nu ești așa, dar vedem, poate îți găsim o variantă de rock, dar mi-ar plăcea să faci parte din echipa noastră. Eu am muțit în momentul ăla. Zic, cum adică? Păi zic, zice, uite... Păi nu voiai asta? Voiam, dar nu am muțit că mi-a dat o veste neașteptată, adică... Așa dintr-o dată. Mi-ar plăcea să faci... Narcisa, iei tu datele și vorbiți voi și Narcisa Manoliu, repet, da. Ca să-i mulțumesc încă o dată. Mi-a datele Narcisa, cu tare, cu tare, plec. O mai sunam. Și când vin? Păi mai stai, că acum nu filmeam. Și când mai vin? Deci o nebuneam cu telefonul. Între timp, am ajuns la formația Voltaj. Da, am citit că ai fost solistul formației Voltaj. Deci eu sunt solistul. Eu nu știam lucrul ăsta, acum documentându-mă despre viața ta, am descoperit primul album al formației Voltaj, imprimat vreodată, am mai avut soliști, dar n-au imprimat un album. Da, da, da. Pericol de moarte se chema și a fost tras cu mine. Deci un album care a rupt piața. Adică se vedea că eu am altă amprentă, altă, m-am venit în alt film, eu am cântat altceva acolo la... Deci deja aveai o carte de vizită atrăgătoare. Încă nu aveam, dar eram, abia atunci ajunsesem la Voltaj, când am vrut să mă duc la... Da. Am ajuns eu la Voltaj pe acolo, am cântat, în fine, asta e altă poveste, nu intrăm în amănunte acum, a fost frumos și la Voltaj, adică am mers în foarte multe locuri și am filmat foarte multe lucruri. Atunci am intrat în televiziune ca, adică, așa, da. Ca de-al casei. Și după asta cu povestea, cu să-ți închei povestea asta cu, da, cu Școala Vedetelor, nu m-a băgat niciodată.
Deci nu m-am venit la câteva repetiții, mi s-a explicat ce am de făcut. De ce crezi tu că nu s-a întâmplat asta? Ai deranjat pe cineva? Nu am deranjat. Știi care e problema? Aveau dacă am să spun, dacă am acolo? Să-ți spun, o să par infatuat. Dacă erai prea bun? Ăsta e un lucru care te împiedică în calea succesului. Hai să nu spunem că eram prea bun. Uite, am să încerc să spun, să fiu așa, să spun simplu și verde așa în față, așa cum mă obișnuiesc să fiu. Dar aș vrea să nu fiu luat drept infatuat, pentru că nu mi-ar plăcea chestia asta. Mi-a spus tot Narcisa Manoliu. Așa. Și am curaj să spun, pentru că o iubesc foarte mult. Și mi-a spus într-o dimineață, după 6, 8, 9, nu mai știu, de tot încercam, tot veneam la televiziune și nu se întâmpla nimic. Nu mă scotea de rău, nu-mi dădea nicio piesă să cânt. Și mi zice, auzi, știi ce cred eu? Nu te scoatem ăsta niciodată în față. Păi zic, de ce? Păi dacă ești tu, trebuie să-i trimită pe toți acasă. Și fii atentă ce a semnat asta pentru mine. N-a fost o chestie de tristețe. Ai să râzi. Nu m-am întristat. Dimpotrivă. Atunci, abia atunci mi-au crescut aripi. Ai realizat ce deci, potențial în ai. În momentul ăla zic, bă, dacă zice Titus Munteanu așa ceva, înseamnă că trebuie să stau aici, să mă lupt. Și abia de ce atunci, să pierzi timpul? Abia atunci mi-au crescut aripi. Deci eu abia atunci mi-am luat zborul. Și am înțeles, păi stați-mă puțin. Că dacă așa se pune problema, în fine. Ai avut n-am, nevoie, ieșit, da. N-am ieșit niciodată la școala de domnului. Dar ai avut nevoie de această validare. În felul acesta ai înțeles ce poți și ce poți să faci pe viitor. Și ajungem la trupa Talisman. Eram la Voltaj când am făcut trupa Talisman. Okay. Eram, cântam deja. Cum aveam l-ai cunoscut turne pe colegul Halin Oprea? L-am cunoscut pe vremea aceea eram student și locuiam în regie. Și locuiam în regie la o fată, pentru că avea bani de acasă, era o familie înstărită și ca să stau și eu să pot locui undeva. Deci ai stat cu ea din interes? Nu, eram într-o relație, dar a trebuit să stau la ea pentru că nu aveam unde să stau. Nu aveai unde să stai. Chiar nu aveam și nu aveam bani. Și puteai să stai, nu venea șeful căminului să te găsească, să te ia cascuns? Venea șeful căminului, le-am mai împrietenit, i-am mai adus un cadou. Te-ai descurcat. Până la urmă m-am descurcat. Și succesul fulminant a fost cu trupa Talisman. Nu, succesul a fost cu Voltaj, dacă e să mă întrebi. Okay. Deci a fost cu Voltaj, pentru că după ce am scos piesele astea, chiar se băteau televiziunile pe noi. Adică chiar nici ăștia de la Voltaj nu înțelegeau. Bă, ce naiba ăștia, că până acum nu ne sunau aia la emisiunea. De exemplu, îți dau un exemplu, ne-a sunat Marina Almășan. Da. La ce era ceaiul de la ora 5. Pe aia nu a sunat niciodată pe Voltaj vreodată în viața lor, pentru că erau, cântau o muzică destul de, să-i spunem, nu agresivă, dar destul de zbânțâit așa. Și nu erau mulți redactori din televiziunile mari, nu agreau stilul ăsta de rock așa. Bun, hai să trecem la partea. Și l-am cunoscut pe Paco ăsta de Alin, fiind în regie, stătea și tot în regie, tot pe la niște fete. Și uite, așa ne-am la niște chefuri, ne-am întâlnit cu de la Sărâsa. Da. Așa. Și uite, așa, am cântat pe acolo. Hai să te întreb, a fost dragoste la prima vedere? Profesional vorbind, evident. Nu aș putea să zic dragoste la prima vedere, pentru că el cânta la Sfinț. Deci îl luaseră cei de la Sfinț și eu eram la Voltaj și nu puteam să facem vreo... Dar într-o dimineață, zice, păi eu am o idee de cântec de ăsta. Și când mi-arată un cânt, deci traforaj viteză se cheamă. M-am uitat la el așa. El avea o trupă la Turda, de unde a venit. Deci nu ți-a plăcut propunerea? Nu mi-a plăcut deloc trupa asta. Trupa se numea Sin. Și un nume cam nasol așa, dacă mă întreb, Sin înseamnă păcat. Da. Și nu era pe strada mea așa pozitiv. Numele ăsta, mie îmi plac chestii pozitive. Și mi-aduc aminte că cine a dat numele trupei? Eu am dat numele formației Talisman la mine în camera de cămin. Și de ce, de altfel există, de ce și nu este pe numele tău? Nu este pe numele meu. Nu aș vrea să povestesc chestiile astea foarte multe despre Talisman, pentru că pe Alin Oprea eu l-am condamnat la uitare. Și așa aș vrea să rămână. Adică nu mai este pe numele meu, pentru că și nici n-am vrut să fac scandal și m-am stat departe de scandalul și am încercat să
Atunci când am plecat de la Talisman, am încercat să stau deoparte. Dar tot el, pe el l-a mâncat undeva și s-a dus pe la televiziuni că Tavi a plecat, zic, păi, eu mi-amintesc că el cumva te acuza sau se plângea că l-ai lăsat să moară de foame. Adică cum l-am lăsat să moară de foame? Faptul că ai plecat, păi, Talisman, el... Talisman pe vremea aceea era cea mai cotată trupă, n-avea cum să moară de foame. Da, astea sunt scorneli. Pe vremea aceea l-am lăsat să moară de foame pentru că pentru că am plecat și s-a distrus întreprinderea. Exact. Fundația Culturală Talisman, la care eu eram președinte și stăteam 28 de ore din 24 la birou să fac contracte, să vorbesc cu primarii, să antamez firme, să lucrăm, să facem contracte, să facem... Păi, nu știu dacă eu am fost creierul. Eu spun că eu asta stăteam la birou. El mai apărea din când în când pe la studio. Da. L-am lăsat să moară de foame pentru că nu-i mai veneau banii acasă. Adică el stătea acasă și veneau banii grămadă. Pentru că eu am plecat, mi-am dat seama, bă, nu pot să car în spate un bolovan care e prea mare pentru mine. Formația sa Talisman avea membri, avea angajați, avea studio, avea o grămadă de oameni, cât avea forma, avea tehnicieni. Cât să iei decizia de a pleca? Nu cred că a fost o decizie de moment, așa, s-au adunat multe și într-o dată ai explodat și ai zis că pleci sau ai păi tot cântărit? Păi decizia de a pleca a fost atunci când am aflat că el cu 5 ani înainte să ne certăm, acum, deci în urmă cu 5 ani, și-a trecut Talisman și tot palmaresul, discurile de platină, discurile de aur și le-a trecut pe numele lui la Osim. Deci ăsta a fost motivul pentru care a fost motivul pentru care eu am plecat. Cum adică? Păi eu am dat numele formației Talisman, cum ai trecut pe numele tău? Adică de ce? De ce a făcut acest lucru? A fost influențat de soția? Eu știu unde vrei tu să mă aduci acum, că a fost influențat de soția lui. Dar eu nu am lucrat și nu am cântat cu soția lui. Îmi pare rău. Eu am lucrat și cu asta le dau peste toți, la toți peste nas. Eu nu am lucrat și n-am cântat cu nevasta lui. Eu am lucrat cu Alin Oprea. Eu am stat în studio, niciun cântec, să fie foarte clar, niciun cânt, și l-a trecut pe numele lui pe toate. Niciun cântec de la formația, să avem 10 albume, niciun cântec nu este făcut doar de el singur. Niciun cântec. A venit cu o idee pe care în studio am cizelat-o. La aproape toate cântecele eu am făcut schimbări la versuri. Pentru că el era foarte melodramatic așa. Ai murit, te-ai dus, vai, m-ai părăsit și ai murit. Zic, bă, nu putem cânta așa. Dă și o speranță acolo. Hai să facem și niște cântece cu... Dacă tot cânti de iubire, nu cântăm melodrama, nu cântăm de iubire care a murit, care a apus, care... Hai să cântăm de iubire care continuă, care trăiește, care... Nu știu să zic. Mă rog, nu contează asta. Deci niciun cântec nu trecea de mine. Deci până nu treceam prin filtrele mele, ideile mele, îi spuneam ce solo-uri să facă la chitară. Într-un timp, la un moment dat, ne-am luat un alt chitarist celebru care este acum la Cristi Graham, care este acum la Phoenix, un mare instrumentist care cânta, nu trebuia să-i mai spun nimic, că știa dinainte mai bine ca mine ce are de făcut. Dar întreprinderea asta, Talisman, nu a semnat Alin Oprea și atât. Vreau să te întreb, cum ai avut tăria de caracter să renunți absolut la tot? Stai puțin, că aici eu abia acum începe a doua parte a vieții mele. Știi că am plecat de la Târgu Jiu, am fost jos, am urcat foarte sus în vârful țării, în vârful piramidei muzicii din România. Și nu e ușor nici acest lucru. Știi care e chestia? Eu n-am căzut de undeva de sus, eu am căzut din vârful piramidei, deci punctul ăla, vârful care i-a scuțit, vârful ăla, eu de acolo, din vârful piramidei am căzut. Deci aveam, umpleam stadioane cu bilete. Aveam, cu peste 2 ani, aveam festivaluri antamate deja cu primăriile, deci peste 2 ani. Eu n-am căzut de undeva, de într-un raft, de pe la jumătate, așa, și m-a durut și m-am sculat și am plecat. Nu, eu am căzut de sus. Și când m-am trezit într-o dimineață, că nu mai aveam absolut nimic. Știi ce înseamnă absolut nimic? Tocmai când am plecat atunci, o cunoscusem și pe Emma, care a stat lângă mine când mi-a fost cel mai greu. După ce a murit mama mea, a fost a doua perioadă în care mi-a fost cel mai greu. Stăteam amândoi, credeam ca niște proști și îi mulțumesc din suflet că a stat lângă mine, atunci în momentele alea. Aveam din alea fițe de alea de 50 de bani care rămăseseră de rest, că pe atunci luam banii aia, 50 de bani, îi băgam în buzunar de la casă. Și număram câte fițe avem să vedem dacă în vitrină la ne ajung banii de două banane sau doar de una. Cum e posibil așa ceva? Uite așa. Da, uite așa.
Și fata asta m-a făcut să râd în momentele alea. Și cum stilul ei așa de a fi, de a râde și de a fi exuberantă și orice chestie și îmbărbătează, tot timpul îmbărbătează pe toată lumea. Deci tot timpul are o energie atât de pozitivă încât toată lumea o iubește. Deci mie mi-a fost rar dat să văd un om pe care îl iubește absolut toată lumea. Știi că femeile sunt invidioase. Așa de fel. Mai invidioase decât bărbații. Da. Și mai ranchiunoase și mai răutăcioase și mai geloase. Ei bine, pe fata asta, unde mergem într-un loc, toate femeile o plac. Uite că am întâlnit un om de genul ăsta. Mai rar. Mai rar, rar, poate că e primul om pe care l-am întâlnit în viața mea stilul ăsta de a fi. Deci râde și tot timpul nu știe ce să facă, să ofere doar bucurie. Și atunci când numărați bănuții pentru a vă cumpăra o banană sau două, n-ai regretat decizia că ai plecat? Nu. Nu. N-am regretat, pentru că mi-am dat seama cu cine am de-a face. Nu poți să stai în pat cu dușmanul. E adevărat, dar poate, nu te-ai gândit că poate trebuia să mai rabzi o perioadă ca să-ți construiești de un backup? De ce să rab? De ce să rab? Nu știu, unii oameni așa ar fi procesat. Da, de ce să rab? Uite, am să spun o chestie. Am plecat, ok, bom, foarte bine, m-am dus, mi-am luat hotărârea. Partea cea mai nasoală e că nu aveam nici casă. Deci am fost căsătorit cu cineva, i-am lăsat casa, mă rog, în fine, eu eram liber. Da, era deja și copilul. Da, eram liber, nu mai aveam nicio treabă. Deci erai liber, dar ți-am spus de copil, eram liber. Și în sensul bun și în sensul rău, că nu mai aveai unde să stai. Și în sensul bun eram liber. Liber de orice fel de contract, cum se spune. E, dar ca să vezi că hotărârea mea, până la urmă s-a dovedit a fi foarte bună. N-ai avut niciun moment de remușcare să zici, Doamne, de ce am făcut, poate trebuia să mai rabd un pic, adică măcar o tresărire, așa. Nu, hai să, poate nu mă crezi, dar n-am avut niciun moment de remușcare. Mi-a părut rău doar, adică nu-mi venea să, de fapt nu că mi-a părut rău, nu-mi venea să cred că un om pe care l-am considerat fratele meu, că eu n-am avut frate și mi-am dorit foarte mult frate. Ce a spus Alin atunci? De ce a făcut asta? Adică de ce te-a lovit pe la spate, practic? Păi n-a spus nimic. Nu l-ai întrebat de ce ai făcut asta? Nu l-am întrebat, mi-am dat seama cu ce n-am de-a face și e clar. Dar din ce am citit eu, am văzut... Nu contează ce ai citit nu, tu, contează ce spunem noi. Păi, tocmai vreau să îmi spui în realitate, că nu... a luat și toate instrumentele muzicale tot. Dar n-ai putut să te opui? Adică fizic cum le-a luat? Adică nu puteai să mergi... Păi noi am făcut o înțelegere, așa. Așa. Aveam două mașini, una de scule și una de oameni, de formație. Da, pentru concert. Mașina asta iau tu, mașina asta iau eu, sculele astea le iau eu, sculele astea le... Mie mi-a lăsat niște scule luat din magazie, eu n-am fost acolo. A luat din magazie ce i-a plăcut, ce l-a interesat, tot ce era senzațional și mi-a lăsat niște... Ce-au rămas? Niște gioarse. Arse, jumătate, rupte, dărâmate, ce nu i-a convenit, a luat el. Și am mai încercat să-mi ia și mașina, că vezi, doamne, mașina asta nu era a lui Tavi Colin, era Fundația Talisman și Fundația Talisman deja este... era pe numele lui? Nu era pe numele, nu era Fundația Talisman, așa. Dar el nu mai este, Fundația Talisman este cu Formația Talisman și el a scos pata la maua astăzi și le-a arătat-o și formației și avocaților că el este Talisman, că uite, e înscris la OSIM. Și de ce a luat și mașina? Nu, a încercat să-mi ia, dar când am aflat că are, mi-a trimis un avocat pe acasă să... vin să dau toate bunurile înapoi, că s-a reformat, e Talisman. Adică l-a vrut să-mi ia și ce era dreptul meu, adică partea mea. Da. Și în momentul ăla am vândut mașina, am vândut tot ce amintea de Talisman. Absolut tot. N-am rămas nici măcar cu un cablu. Și perioada ta sufletească cum a fost atunci? La pământ. La pământ, mi-aduc aminte că eu vreo aproape 2 ani n-am vorbit cu nimeni. Deci nu vorbeam. Nu vorbeam, mă întrebau, hai să faci, să vii, hai să mănânci, hai să stai cu noi, hai să bei ceva, hai să mergem, nu știu unde, și ziceam, da sau nu. Asta era toată discuția mea, da și nu. Și cum ți-ai revenit din starea asta? Păi nu ți-am spus că am venit la București și a trebuit să învăț să mă lupt pentru că am cu ce? Ți-ai amintit și de fapt de lucrul ăsta. Eu știam că am cu ce. Și când ai cu ce și când ai și un om sau doi sau trei lângă tine care te ajută și familia a fost lângă mine foarte, adică crede-mă, deci eu nu aveam să stau, locuiam, deci rămăsesem pe drumuri, efectiv locuiam la Puiul Mircea
fostul soț al Mădălinei Emanuele, Dumnezeu să ierte, cu care eram foarte bun prieten și am locuit la el pentru că era singurul care m-a chemat să stau undeva. Bă, eu stau într-o garsonieră, dacă vrei să stai la mine, mai punem un pat. Și așa am stat vreo un an jumate, aproape doi. Este incredibil. Da, 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 până... Deci de unde aveai foarte mulți bani. Exact. Trăiai ca un rockstar adevărat. Exact. Ai ajuns să stai la prieten. Da, am stat la un prieten, zic, bă, nu-i nimic, ok, stăm aici, cu tare, bă, mai e o regulă. Până la urmă, am început să cânt. Ba aici, ba pe 3 lei, pe 5 lei, pe... sunam la telefon și, apropo să spun o mică glumă, acum, după ce am plecat din formație, noi aveam concerte luate de Revelion. Eu am plecat prin... după vară, după mare, după ce am fost la mare, deci prin septembrie. Și am plecat, m-am retat, zic că nu mai am ce discuta și nu mai vreau să vin la formație, să nu mă mai spune că nu mai am ce discuta cu tot ce ține de formația Talisman. Și ăștia aveau turnee luate, concerte, primării, zile de oraș și s-au dus la nu știu ce oraș. Dacă nu mă înșel Târgu Mureș, poate mă înșel, dar nu știu dacă acolo. Și s-au dus la așa și a venit primarul. Hai, beți o bere, hai să mâncați, hai ce faceți, hai la, a venit și a băgat în seamă. Au zis, dar Tavi unde e? Și ăștia au lăsat toți capul în jos, așa că eu nu mai eram în formație. Și au lăsat capul în jos așa și păi că e, dar nu e, dar vine acum, dar stai că nu acum, mai stați puțin. L-a dus primarul pe acolo, vine înapoi. Unde-i Tavi? Da, n-a venit Tavi? Păi da, e, dar nu e, dar stai că n-a ajuns. Până la urmă au zis unul dintre ei, după Tavi nu mai e cu noi informații. Și primarul așa foarte, foarte șugubăț, așa el. A, da, nu mai e Tavi cu voi? Eu ăștia, nu, a. Pamă, ce chestie! Și voi ce căutați aici? Și voi ce mai aveți aici? Deci, bă, asta, așa ca, nu mă bucură chestia asta, pentru că n-aș vrea niciodată să se ajungă aici. Auzi, dar care, adică până să se ajungă, au mai fost și alte neînțelegeri între voi, până să se ajungă la momentul în care tu ai aflat ce a făcut. Au fost foarte multe neînțelegeri. Știu că ai cerut lui Alin partea cu alcoolul, partea cu soția să nu mai vină la concerte și să se am cerut să fie foarte multe lucruri pentru că acolo, foarte multe lucruri. Am cerut trei lucruri. Unu, nu mai bei înainte de concert. Deci nu deloc. Nu mai bei înainte de concert. Doi, nu mai vii cu nevasta pentru că am treabă pe aici, nu stau să o păzesc pe nevastă. Dar se implica, avea această inițiativă de a spune cum să... Cred că se implica acasă și într-o cameră. Cred că asta era faza. Dar ție îți spunea lucruri. Mie n-avea nicio șansă să-mi spună lucruri. Am mai încercat, dar nu e aici niciodată. Și al treilea? Deci trei lucruri am spus. Bă, da. Uite care-i treaba. Unu, nu bei, nu mai iei nevasta în turneu. Și trei, vii la birou. Ca să îți dau și ție de muncă, că am prea mult pe... Car prea mult în cârcă, nu mai pot. Și a înțeles lucrurile astea? Nu, a zis că sunt un idiot. A, bine, dacă sunt idiot, atunci să mă trezesc să nu mai fiu idiot. Și am început să nu mai fiu, de la un moment dat. Povestea este foarte multă, povestea e lungă și sunt foarte multe lucruri de povestit. Și nu de asta ne-am întâlnit noi aici. Da, au trecut foarte mulți ani deja de atunci. Alin nu mai este cu soția lui, au divorțat. Nici trupa Talisman nu s-a simțit prea bine după ce ai plecat tu. Adică a dispărut de tot. Da. Am vrut să păi am eu când am plecat și tot insista el pe la televiziune că vrea să ne împăcăm, eu am spus așa, nu mă împac cu nimeni, nu am ce să mă împac, nu am de ce și nu mă interesează, pentru că eu l-am condamnat pe Alin Oprea la uitare. Bun. Și cu asta am încheiat, aș vrea să te rog okay. Să încheiem acest capitol. Da, voiam să trec în altă zonă despre tinerii artiști sau despre generația actuală. Nu-ți place Dorian Popa? Cu Hâț Johnule. A, dacă nu-mi place, poate nu Dorian Popa, nu-mi place stilul sau... Da, nu știu, ca artist, hai să luăm așa, că e și vlogger, este artist Dorian Popa. Eu am impresia că pentru copiii de astăzi, pentru tineretul de astăzi, Dorian Popa este un mare artist. Așa cred eu că au înțeles ei. Și n-ai cum să nu le respecti opinia, că așa e... Te deranjează cum se desfășoară lucrurile în ziua de astăzi, în zona asta muzicală?
Mă deranjeau. Dar ți-am zis că mi-am căpătat un echilibru așa și m-am liniștit și mai vreau să schimb lucrurile acum, că înainte eram cam teuton, așa mi se părea că eu o să pot să pun numărul să schimb tot în țara asta, în muzică, vreau să spun. Da. Dar nu cred că se mai poate. Eu cred că generațiile astea din punct de vedere generațiile noi din punct de vedere muzical sunt pierdute. Mă noată Cheluțu, ți-a plăcut piesa? Nu. Da, eu vreau să spun ceva despre, că m-ai întrebat despre Dorian Popa. Aș vrea să nu mă întreb despre nume, dar dacă m-ai întrebat de Dorian Popa, să nu creadă cineva că, sau mai ales tânăra generație, să nu creadă că am ceva cu el. Niciodată. Deci eu îl respect pentru Dorian Popa foarte mult. Și e un exemplu pe care l-a dat copiilor, tineretului, că dacă muncești, poți să-ți împlinești visul. Ce a muncit el cu Cheluțu, cu vlog, cu face case, cu mașina, și arată mușchii. Păi uite, banii din muzică și din vlog i-a investit în foarte bine. Vilă. Este un exemplu excepțional pentru copii. Nu cred că pune gura pe droguri, nu cred că e vreun mare bețiv, nu cred că are stilul ăsta lui cu mușchi, cu ăsta este E o cărare, e un drum, e o cale. Dar pentru eu îl respect nu numai pe el, pe foarte mulți. Îi respect pe Shelly, îi admir chiar, pentru că dau un exemplu foarte mișto, foarte foarte coerent că trebuie să-ți atingi visul. Că dacă adică, vrei ceva, dacă prin vrei ceva și poți să atingi. Nu-mi place ce cântă Dorian Popa, că nu mi se pare cântăreț. Dar el nu are pretenția niciodată, n-a vrut că e vreun mare solist. Asta este, cum să spun, nu vreau să fiu criticat pentru chestia asta, că eu gândesc foarte pozitiv despre el și despre toți ca el. Dar nu-mi place că e opinia mea, că nu-mi place muzica aia, nu-mi place genul ăla sau cum cântă sau... Dar pentru faptul că muncește și și-a realizat visul și a făcut o grămadă de bani și știe și are un mod de viață și-a împlinit visul și a luat o mașină foarte scumpă, că a zis, băi, eu am muncit, n-am avut 7 ani, mi-a plăcut foarte tare de ce a spus. Eu am muncit 7 ani, n-am avut vacanță niciodată. Am muncit 7 ani și mi-am luat o mașină de 220.000 de euro. Deci țin minte că vorbeam cu el. Și zic, bravo, bă, deci chiar te admir, frate. Deci Dorian Popa și mai sunt o grămadă care Teo Roz, îți place Teo? Teo Roz îmi place foarte tare. Este, nu-mi place, cântă manele, cântă ceva Mă rog, se adaptează și ea trendului. Mă rog, s-a adaptat trendului. Dar este o mare solistă, o mare cântăreață. Și frumoasă, și deșteaptă. Are tot ce trebuie. Și talentată. Și talentată, deci bravo-i. Bine. O să mă întrebe acum, sau mă întrebă mult, bă, dar de ce nu ești tu de acord cu manelele? Ba, sunt de acord cu manelele. Dar? Eu sunt foarte de acord cu manelele. Numai că voi televiziunile, radiourile, mass media, au făcut din manele un act artistic. Și nu sunt. Și nu sunt. Sunt doar o muzică pentru petreceri, la modă, în trend, acum poate peste 5 ani, 2 ani, 100 de ani, nu o să mai fie. Sunt la modă acum, ok, e o muzică foarte bine venită de pe la 2-3 dimineața, așa, la orice party, foarte bine. Lumea se aruncă cu basca în sus, dă, să-și rup cămășile. Treaba lor, nu deranjăm pe nimeni, că lumea se distrează. Și foarte ok. Nu la televizor, în prime time. Nu este cultura noastră asta. Și da, aici e mult de nu discutat. Atât manelele lui Azur. Așa. Care e o muzică frumoasă, dansantă. Dar ale cui te deranjează? Cât manelele țiganizate, ca să intrăm foarte bine în subiect. Deci nu-mi plac manelele astea țiganizate. Noi am avut artiști ăștia ai noștri, lăutari sau cum se cheamă ei, sau maneliți sau cum le... Deci țiganii lor. Sunt talentați. Sunt foarte talentați țiganii, numai că au țigani. În loc să cânte frumos, ei au toată cântecea luat de la greci sau de la sârbi. Nu sunt ale lor. E cultura care nu ne aparține nouă, oricum ar fi, dar nu acum mă apuc eu să culturalizez poporul ăsta, că nu e treaba mea asta. Știi cum e dacă clientului îi place? Foarte ok. Dar acum clientul, dacă, dacă clientului îi place să ne arătăm curul, ce facem? Ne arătăm curul? La televizor? În prime time? La Teo? Nu. Niciodată. Niciodată. Îmi pare rău. Deci asta nu e cultura noastră. Dar, repet, manelele... Sunt o muzică dansantă, lumea își rupe cămașa și aruncă cu banii acolo, fac o voară de bani.
foarte bine, asta o înțeleg ei. Și nu deranjează pe nimeni chestia asta, că ei se distrează. Foarte bine că se distrează. Nu mi-i aduceți în schimb la Radio Zoo dimineața, la morar, că nu-mi place faza asta. Ai grijă că Emma e acolo. Ce legătură are Emma cu ce am zis eu? Nimic. Făceam așa o glumă. Apropo, să trecem în zona asta a iubirii. Ce m-a luat ea până în văluire așa? Zona iubirii. Zona iubirii, așa. Care este o zonă frumoasă. Că de fapt da. Asta este esența vieții tale. Ai spus că Emma a fost, nu știu, cea mai frumoasă, una dintre cele mai frumoase perioade din viața ta, de când a apărut ea în viața ta, practic. Ea a fost cu tine la bine și la greu, mai ales la greu, și așa că m-a debutat relația voastră. Erai la greu, nu? Când ați început să fiți chestia? Împreună. Emma, pentru mine, era o puștecă cu care colaboram. Nu avea nicio legătură cu... E femeie frumoasă. Da. E o femeie superbă, frumoasă, frumoase sunt foarte multe femei, dar eu zic că Emma este superbă. Mă rog, așa o văd eu. Așa este. În momentul în care o puștoaică, o lași acasă, o oră că te duci să filmezi nu știu ce, și găsești, o găsești cu fitul care nu e al ei, la 2 ani în cadă și îl spăla de... pe împărs și așa mai departe, parcă te face să te gândești. N-ar fi mai bine să o mai țin eu pe fata asta pe lângă casă? Și așa am ținut-o vreo 2 ani pe lângă casă și într-o dimineață, după multe lucruri din astea, când o lăsam la primărie 4 zile la Techirghiol și organiza festivalul, prezenta, dacă întârzea vreun artist, cânta, făcea cazări, caza artiștii, făcea plăți la artiști, făcea planul festivalului de muzică ușoară cu primarul, cu primăria, cu cei din primărie, îi ordona, îi aranja, îi cizela, le explica, îi dirija, i-a prezenta. Deci, absolut tot. Mă suna primarul după 2 zile de festival, domnul Tavi, domne, de unde ați luat fata asta, domne? Zic, da, eu speriat. S-a întâmplat ceva. Ai crezut că a făcut ceva da, greșit. S-a întâmplat ceva. Nu, domnul Tavi, să ne lăsați fata asta aici, că domnul Tavi este nucleară fata asta. Domnul, ia de ceva explozivă fata asta. Vă rog, de unde ați luat-o, domnule, să ne lăsați nouă aici? Zic, nu pot să vă las, că aia e mâna mea dreaptă și în același timp e și mâna mea stângă. Deci... fără ea nu am ambele mâini. Deci te-a cucerit definitiv și... Nu m-a cucerit, m-a cucerit foarte greu. Greu? Da, pentru că eu după divorț... Da, zici! Stai bre să spun că lumea zice, bă, dar ce ți-a, nu mi-a făcut nimic fata asta. M-a cucerit foarte greu. După divorț... începusem să fiu iar libertin, cu fete, cu chefuri, cu plecări, cu vacanțe, cu și așa mai departe. Auzi, scuză, mă fac o paranteză. Se spunea că după fiecare concert aveai câte o aventură cu vreo fană. Așa a scris presa. Acum, deci, apropo că îi ziceai că erai libertin. Nu e frumos să spui asta în mod public. Am înțeles. Așa, bine. Da. Ca oamenii, na, dacă... Da. Dacă voiau fanele, dacă de ce nu? Dacă își doreau... Mă rog, nu știu dacă era ceva rău în asta. Păi nu e nimic. Știi care e chestia? Trebuia să am și eu ceva. Dacă nu beau și nu fumez, n-am băut și n-am fumat niciodată. Trebuia să am și eu ceva. Îmi plăceau fetele. Ce să faci? Deci de asta bă, mai greu te-a cucerit tema. Erai tot timpul... Dar nu de asta, nu de asta. Nu aveam timp de ea. Eram plecat, eram în spectacole, eram... Da, și eu când mă întorceam, găseam tot acasă. Tot la treabă, tot la birou, tot la zic, bă, ia stai-mă puțin. Și am vrut să fac un gândesc și încă nu l-am terminat. Că noi căutăm foarte, noi ne uităm foarte departe după o iubire, după dragostea aia adevărată, după persoana aia care să ne împlinească. Noi ne uităm foarte, când de fapt iubirea e aici, lângă noi, știi? De fapt, dacă deci, te uiți atent tine, în jurul tău, da, da, păi ea chiar era lângă mine și eu nu o vedeam, mă uitam peste. Și într-o seară, să vezi cum am cerut-o de nevastă. Într-o seară, abia am făcut informație din nou. Mă vezi de acum 12 ani. Da. Și abia am făcut informație și cântam și făceam. Și ne-am dus la o nuntă să cântăm. Era o nuntă, niște oameni foarte importanți, nu le dau numele că nu e cazul. Și
ea a zis că se duce la cumpărături să-și ia, că e prea importantă nunta, e un eveniment mare și stă să prezinte, prezenta eveniment, ea prezintă de la cap la coadă un eveniment și l-a organizat ea. Și noi doar am venit ținută, ceva. Da, și și-a luat, nu știu, în fine. Și noi într-un colț, ca niște vagabonți de băieți, stăm așa de vorbă, eu cum stăm noi acum. Și văd în sala foarte mare, salonul de nuntă era foarte mare, și în diagonală apare o sirenă cu o roche mulată, strânsă pe cortalea mică, așa o talie mică, trenă lungă, și abia venea așa încet, părul ondulat, făcut niște cercei mari, Și noi stăteam de vorbă așa și zic, păi, fiți atenți ce vă spun eu, dacă nu veni sirena asta la mine, dar eu efectiv făceam mișto. Deci noi făceam glume, ca niște vagabonzi, da, ca niște golă. Să știi că mai avem 4 minute, o să te rog să-mi spui asta și după aceea să deschidem și cutiile. Da, zi-mi neapărat momentul ăsta, că este momentul cheie. Și apare sirena, mergea și vine, și vine, și vine spre noi. Și eu zic, facem pariu pe cât vreți, că vine și mă întreabă ceva de vorbă, că vine la mine. Dar nu ea venea în direcția noastră, dar noi eram singuri acolo, adică în colțul nu era nimeni. Zic, facem pariu că vine la mine să mă întrebe nu știu ce. Și ăștia, dar ești ceva, dar toate vin la tine, mă lași cu glume de ale noastre, niște glume simple. Și vine și mai aproape, mai aproape, și tot, Ema, mamă, asta e Ema, pe cuvântul meu, dacă nu e Ema. Și vine, mai vine Ema machiată cu gene, aranj, deci era țiplă, superbisimă, era scoasă din revista el, ziceai că e... Și când mă uit la ea, zic, Ema, tu ești? Da, tati, așa zicea, tati, la ce oră începeți voi primul? Nu știu cum vorbea așa cu rochea, mă zic, ia stai frate puțin, unde umblăm, unde mergem noi așa ce căutăm toată seara? Care eu niciodată n-am dansat, am dansat cu ea, am luat-o în brațe, o țineam lipit așa de mine. Făcea, tati, se uită lumea la noi. Dar ea era foarte serioasă cu mine. Stai puțin, se uită lumea. Am luat-o, am plecat-o pe spate, am dansat, am pupat-o, i-am pupat mâna. Și a zis, se uita la mine așa și era șocată. Dar vi s-a întâmplat ceva? Zic, s-a întâmplat, da. Ce? M-am îndrăgostit. Cine mă, tu? Zic, da. Și de atunci am luat-o acasă, am stat împreună, cu greu că nu voia să vină. Și chiar tot nu credea, ce, până ce e cu tine, că niciodată nu m-ai băgat în seamă. În fine, și până la urmă am cerut-o de soție. Și a zis da. A zis da. Și sunteți fericiți. Vă doriți Doamne, copil? Doamne, mulțumesc din suflet. Tu ai un copil, ai un băiat, care deja am vorbit mai devreme. Și acum mă bate la cap care vrea și ea. Păi și? Păi nu știu ce să fac. Cum adică? Ce mai te reține? Mai știu să mai fac copii. Nu știi? Nu știi cum se fac? Ai nevoie de ghid? Da. Nu știu, mi-ar fi greu să mai cresc unul mic acum. Ocupe Ema, stai liniștit. Crezi? Cred că se descurcă. Dar așa zici până apare și după aceea... Bine, știu că așa e. Te revigorezi și... În fine. Tavi, avem aceste două cutii. Sunt un moment foarte important al emisiunii aici noastre. Aici e nasol și aici e de bine, nu? Nu știu, vedem. Sunt niște întrebări mai directe aici. În cutia aurie este o întrebare despre bani, în cutia roșie este cutia sufletului, cutia roșie. Așa că te rog să le deschizi. Să vezi despre ce este vorba pe rând. Păi și dacă nu vreau să le deschid? Dacă nu vrei să le deschizi, poți să nu le deschizi, dar niciun invitat de până acum nu a făcut lucrul ăsta, adică să nu le deschizi. Păi să fiu eu mai... Dacă vrei, poți să nu le deschizi. Bine, să deschid una. Încep cu sufletul. Nu ți-am mai spus că bărbații adevărați privesc înainte și fără teamă. Nu contează cu ce începi. Trebuie să o citesc sau trebuie să o... Da, citește și apoi arată-o la cameră, te rog. Ha, e groaznic. Asta e de suflet? Nu, e greșit. E greșit? Nu, e deloc de suflet asta. Păi, cu iertatul, cu asta, de suflet. Cu iertatul cred că se ocupă Dumnezeu. Așa știu eu. De iertare poate să te ierte Dumnezeu. Ce ia să iert? Adică, ce... Deci Alin Oprea nu poate să facă absolut nimic ca să poată să-l ierte. Nu e o povară în suflet? Nu, e o eliberare.
Alin Oprea, dacă ai scris numele aici, tu mereu îl reactivești. Pe mine mă enervează faza asta. Eu l-am totdeauna la uitare. Deci Alin Oprea. Bine, fac în cutie la loc și pune capa. Se duce la cutie. Aici e locul. Și care e problema cu Alin Oprea? Ar trebui să se împace întâi cu familia. Copilul nu-l mai recunosc. Și eu am o vorbă și învățată tot de la mama mea. N-ai să crezi, dar mama mea mi-a dat niște lecții în viață care m-au ținut viu și treaz toată viața mea de până acum. Cum îți aștepți și pe ce cărare o iei, pe aia trebuie să o duci până la cap. Emisiunea asta se numește După fapte și respect. Bun, să trecem la cutia Uria. Hai. Despre bani. O întrebare despre partea materială. Dacă sunt milionar. Sau ce? Cumva te apropii. Citește. Citește și apoi s-o arăți la cameră. Ce mișto. Zici că e mama care zice ce ai făcut. Hai ca să nu dezvălui. Cred că eu arăt întrebarea la cameră, dar nu cred că ai câștigat un milion de euro cu trupa Talisman, așa scris, cu formația Talisman, așa scris presa. Ce ai făcut cu banii? Ce ai făcut cu banii tari? Unde-s banii? Am făcut ceva cu banii, nu i-am băut. Așa. Sau nu i-am aruncat. Sunt foarte bine. I-ai investit. Da. Ne spui și nouă în ce? Sau e secret? Nu e secret, dar nu cred că face obiectul acestui podcast. Ok, cum vrei tu? Sunt foarte bine. Știu că ai o casă într-un tot ce trebuie. Loc foarte frumos din București. E un teren vânat. Uite, n-am apucat să vorbim despre pasiunile tale, pentru că viața ta este atât de plină încât deci, o să mai facem un podcast. Cu pasiunile mele. Nu ai atâta emisiune câte pasiunea am eu și să-ți povestesc. Crede-mă. Mai facem episodul 2? Mai facem. Bun. Tot ce vrei tu și episodul 15, dacă vrei. Dar nu o să ai atâtea emisiuni să-ți povestesc despre pasiunile mele, despre scufundări, despre porumbei, despre animale, despre pescui, despre vânătoare, despre faptul că am brevet de pilot, despre faptul că am brevet de capitan de vas, de foarte multe lucruri. Mulțumesc mult de tot. A fost o plăcere și îmi pare rău că se încheie discuția, dar așa cum am spus, poate continuăm. Mulțumesc, dragi telespectatori, eu vă dau întâlnire data viitoare.